Bună ziua! Penobetonul, penoblocul, blocuri din beton spumos, sau după cum mai este cunoscut și diferențiat în România, BCU, beton celular ușor. Fabricarea BCU-ului își are originea într-o tehnologie germană, iar acest material este folosit în peste 50 de țări ale lumii, în ultimele decenii fiind o variație modificată a metodei de obținere a BCA-ului. Chiar dacă se aseamnă mult cu BCA-ul, având multe caracteristici comune, este totuși diferit. Astăzi vom vorbi despre ce este acest material și care este diferența între BCA și BCU, sau gazobloc și penobloc. Iar deja în videourile viitoare vom continua cu avantajele și dezavantajele sale. În principal sunt trei categorii de diferențiere. Diferențe lingvistice și de denumire, diferențe de tehnologie și diferențe generale și de caracteristică. Haideți să începem cu diferențe lingvistice și de denumire. În principiu, există mai multe confuzii în acest sens, mai ales între BCA și BCU. În principiu, ambele sunt betoane aerate, betoane celulare, betoane celulare ușoare, însă în România un tip este denumit BCA, fiind foarte renumit, iar altul este denumit BCU, fiind mai puțin renumit. În spațiul estic, cum ar fi Moldova, mai ales Ucraina, Rusia, delimitarea este mult mai clară și mai obiectivă. În sine, ambele sunt betonul celuloare ușoare, însă unul este gazobeton, adică BCA în limba română, iar altul este penobeton, adică BCU în limba română. Plus, în limba rusă mai avem și denumirea de penobloc și penobeton, unul denumind blocurile de BCU, iar altul denumind betoanele de BCU, care se toarnă direct în cofraje. În Moldova, datorită faptului că suntem cumva influențați și de vest și de est, aceste delimitări creează confuzii, și nu doar între oameni, dar și mai grav că există astfel de confuzii și între comercianți. De exemplu, pe anumite website-uri de vânzare a materialelor de construcție, de izderie și altele, se vinde BCA, însă când schimbi limba site-ului, același produs deja este denumit penobeton. Păi cum așa? În limba rusă BCA e gazobeton, nu penobeton. Adică, ca și cum dumneavoastră ați accesa un site unde scrie de vânzare este BCU și când schimbi limba site-ului sau când te uiți în imagine, acolo de fapt nu e BCU, ci este BCA. Mai pe scurt, jale mare. În continuare, când voi spune penobeton, o să am în vedere BCU, cum este răspândit denumirea în limba română. În principiu, aceste materiale se aseamănă foarte mult, însă sunt și câteva deosebiri, începând de la metodele de fabricație și terminând cu materialul final. Acest video nu este despre care material este mai bun, ci doar obiectiv despre diferențele principale între acestea, care deja le voi enumera în continuare. Dumneavoastră deja vizionați videoul acesta, următoarele două videouri despre BCU și găsiți pe acest canal și videourile despre avantajele și dezavantajele BCA-ului. Și dacă doriți, singur analizați toate caracteristicile, puneți capul în mișcare și alegeți ce material doriți. 2. Diferențele de tehnologie. Prima diferență ține de autoclavizat sau neautoclavizat. BCA înseamnă beton celular autoclavizat și se face prin metoda autoclavizată, fiind supus unui tratament termic cu autoclava la temperaturi și presiuni ridicate. Pe când BCU este beton celular ușor, care poate fi atât autoclavizat cât și neautoclavizat. Foarte des se întâlnește cel neautoclavizat, care este mai inferior decât BCA-ul. 2. Metoda de fabricație. Este mult mai greu să obții BCA decât BCU, deoarece nu doar că metodele diferă, dar și utilajele folosite. Dacă BCA poți face mai că doar în fabrici speciale, atunci BCU poți face chiar și în condiții casnice, cumpărând, de exemplu, singur utilajele necesare și folosind o metodă de fabricație foarte simplă. În două cuvinte, se amestecă în betonieră un mortar, cel mai des format din nisip, ciment și apă, cu o cantitate de spumă ionizată.
și apoi se toarnă acest amestec în formele necesare, se așteaptă să se usuce, uscare care poate dura între 12 ore și 2-3 zile, și deja mai apoi se mai așteaptă de multe ori câteva săptămâni până se întărește și usucă normal acest amestec. Din cauza folosirii utilajelor mai simple și a unei metode mai simple, costurile de producție finale ale BCU-ului sau penobetonului sunt mai mici cu 20-40% decât a gazobetonului sau BCA-ului. 3. Componentele folosite. BCA-ul este compus dintr-un amestec în principal de ciment, nisip, var, gips și compuși chimici generatori de gaze. În principal se folosește pudră de aluminiu, care intrând în reacție cu celelalte componente, creează porozitatea materialului. BCU conține în principal mai puține componente, și anume ciment, nisip, apă și un agent spumogen, aceasta fiind una din diferențele majore. Dacă BCA-ul folosește în principal aluminium pentru a crea porozitate, BCU folosește spumogenul. De asemenea, multe tipuri și producători de penobeton sau BCU mai pun în compoziția blocurilor un fel de microfibră, care apropo îi oferă anumite caracteristici, spun așa, un pic mai bune din anumite puncte de vedere decât BCA-ului. Ca de exemplu, dacă luăm două blocuri, unul de BCA și altul de BCU, cu această fibră și dacă le lovim cu aceeași tărie, de exemplu cu un ciocan mai mare, BCA-ul va crăpa și se va destrăma, pe când BCU-ul cu această fibră nu va crăpa chiar așa ca BCA-ul, ci mai mult se va deteriora local, fără să crape în două. Și a patra deosebire a acestei categorii ține de etapa finală de producere și chiar de aplicare. Dacă în cazul BCA-ului acesta, după cum am mai zis, este supus unor presiuni și temperaturi mari și îl putem găsi doar sub formă de blocuri de zidărie, atunci în cazul BCU, tot amestecul creat poate fi fie turnat în formele speciale și se crea blocuri de zidărie, fie poate fi chiar turnat direct în cofraje la locul construcției. Mulți ori să se mire acum, însă da, penobetonul, în forma și masa sa spumoasă incipientă, poate fi turnată direct în cofraje, în diferite spații, găuri și chiar șape. Desigur, sunt anumite norme în acest sens care trebuie respectate, spațiul nostru mai rar așa ceva vezi, mai rar se practică, mai mult este răspândită doar comercializarea blocurilor făcute de agata. Însă oricum există și așa ceva în alte țări. Și a treia categorie de diferențiere ține de diferențele generale și de caracteristică. Prima deosebire vizibilă ține de culoare. BCA în principal este de culoare albă, pe când BCU sau penobetonul este de culoare gri sau gri închis. Totuși aveți grijă să nu încurcați blocurile de BCU, care sunt gri, cu blocurile de fortan sau bolțari, care la fel sunt gri, însă sunt cu totul alt material. 2. Porozitatea. Penobetonul sau BCU are în rezultat o structură poroasă închisă. Celulele sale din interior nu sunt unite unele cu altele așa cum este în cazul BCA-ului, unde porii sunt deschiși, iar celulele comunică între ele. 3. Absorpția de apă. Datorită calității interioare, teoretic, absorpția de apă a penobetonului sau BCU este mai mică decât a BCA-ului, lucru bun de altfel. 4. Formele. În cazul BCA-ului, formele sunt mai regulate decât în cazul betonului celular ușor. Și 5. Rezistența în timp. Știți cum se spune, cu cât betonul este mai în vârstă, cu atât rezistența sa este mai bună. Am întâlnit păreri și pro și contra în acest sens, însă ce ține de BCA și BCU, chiar dacă ambele au ciment în compoziția sa, rezistențele BCA-ului rămân constante pe toată perioada de exploatare, pe când se spune că rezistențele BCU-ului cresc odată cu înaintarea în vârstă. Eu nu știu dacă este adevărat sau nu acest argument, eu pur și simplu l-am găsit la alți constructori. În general, acest aspect eu pot discuta mult. Deosebiri sunt multe, însă după cum v-am zis anterior, am hotărât să fac un video aparte
doar despre diferențele generale între BCA și BCU, ca deja pe larg să analizez caracteristicile betonului celular ușor în două videouri viitoare, despre avantaje și dezavantaje. Toate acestea le găsiți pe YouTube, cât și pe Facebook și pe website-ul nostru. Pe curând!